Prieteni, astăzi la Sănătatea România vorbim puțin despre ce se întâmplă după infecția cu SARS-CoV-2. Am aflat că suferă plămânul. Ce alte organe sunt afectate după trecerea prin boală? Vorbim astăzi cu un specialist în imagistică și radiologie, domnul profesor Gheorghe Iana. Copilul se comportă un pic atipic, pentru că nu afectează numai endoteliul celulelor respiratorii. Afectează și endoteliul vascular și generează microtomboze endovasculare. Microtombozele astea afectează în special vasele mici. Dacă privim, vascularizația creierului este prin definiție, prin microvascularizație, pentru că țesutul este foarte sensibil. Creierul este afectat prin trei mecanisme. Primul mecanism este afectarea directă, virală. Al doilea, prin afectarea vasculară, care împiedică, practic, distribuția vasculară endocraniană și generează suferințe. Și al treilea este prin hipoxie. Pentru că nu merge plămânul pentru că și nu ajunge suficient, suficient aer. Toate astea se repercută, în primul rând, asupra substanței albe cerebrale. Sunt pacienți care vin cu leziuni cerebrale, fără să aibă o cauză precisă, pentru că acești pacienți au făcut fie fenomene microangiopatice, deci de ocluzie pe vase mici și au murit, zone mici de țesut nervos. Țesutul nervos are un mare păcat, nu se poate regenera. Niciodată? Niciodată. Și acolo, practic, se fac zone de microglioză. De ce? Neuronul moare și în locul lui se multiplică nevrogliile, care nu sunt funcționale. Au rol de susținere și protecție și nutriție. Atât. Multiplicându-se nevrogliile, scad celulele neuronale funcționale de deci neuronii. Și atunci apar microcicatrici în substanța cerebrală, care nu au cum să se recupereze, iar dacă volumul acestora atinge un punct critic, dau și simptomatologie. În principiu nu dau simptomatologie evidentă, dar uh, închipuiți-vă următorul lucru. Creierul uman este supus procesului de îmbătrânire. În momentul în care pe un creier care în curs de îmbătrânire apar și fenomene care accelerează distrugerea neuronală, creierul ăla va avea de suferit mult mai rapid și Trebuie să fie protejat. Faptul că a fost o afectare vasculară poate să creeze terenul pentru modificări vasculare care pot genera un accident ischemic sau hemoragic local. Informația de luat acasă în această seară este că orice afectare, orice leziune la nivelul creierului, din păcate, nu trece. Așa că vă doresc din suflet să fiți sănătoși și ne întâlnim tot aici, pe TVR1. Sănătate, oameni buni!